De data aceasta nu vin în fața dumneavoastră după poezie, ci vin cu o mărturie care o aduc în slava Domnului și spre proslăvirea Lui și Dumnezeu. Domnul Dumnezeu nostru în fiecare zi face bine cu noi. Numai noi, de multe ori, nu avem ochi să vedem. Lipsă de credință. Sau când mintea omenească, firea omenească era mai sus decât lucrul Sfânt. Dar El întotdeauna face bine cu noi. De când ne trezim dimineața și până când ne punem în pas și atunci. Vreau să fiu cât mai coerent și rog pe Bunul Dumnezeu prin Duhul Sfânt să-mi dea această părere, să fiu cât mai coerent în a arăta povestirea, mărturie. În data de 19 noiembrie am fost după cum știți cei ce au depăsit vârsta de 50 de ani pentru o banală verificare, o colonoscopie, care aici în Canada este undeva obligatoriu. Și în urma colonoscopiei, doctorul, chirurgul, a găsit un polip mai mare care l-a dus la analize. În timp ce stăteam după colonoscopie pe 4,5 ore ca să-mi revin și așa, ea s-a uitat pe pozele ce le-a făcut și a venit lângă mine și ne-a spus, zice, domnul Munteanu, zice, m-am dus la analize la laborator, ceva mi se pare suspect, zice, și s-ar putea să fie ceva foarte grav. Eu n-am băgat de seama atunci, zic, mai asta e ce să fie, să mai întâmplă, dacă te-ai după doctor, nu mai ești în spital, e ceva, stai acolo să zic. Am venit acasă, m-au programat pe data, de ce zic la ghișeu și programează pentru un rendezvous, după ce vine rezultatul de la laborator. Asta a fost pe data de 5, programat pe data de 5 decembrie. În data de 27 noiembrie am avut o operație cu același doctor, chirurg, pentru ernie. Am venit acasă, tot la cuza mea, slavă Domnului, unde a lucrat mâna Lui, acolo numai totul merge spre bine, niciodată nu le-ai înapoi. Și am venit acasă și în data de 5, a fost cam după o săptămână, trebuie să mă duc să văd rezultatul. Ajungând la spital aici, la Cité de la Santé, unde cei că stau în ala, am intrat la doctor și era programat la ora 11, dar n-am apucat să mă așez pe scaun, pentru că îmi place să mă înainte cu 10, o să fie doar mai devreme. Și la ora 11, fără 10, și doctor și mult striga numele și am zis, de ce repede merge? Minunat, nu stai mult. Am intrat înăuntru, iar nu mai știa de ce am venit doctorița. Același lucru care m-a operat de ernie, mi-a făcut și colonoscopia. Și am explicat, m-am dus aminte că am venit pentru aia și s-a uitat în dosarul meu, zice, dar eu n-am niciun rezultat de la laborator. Și-a sunat în fața mea la laborator. La laborator, când m-a sunat, m-a răspuns, cred că secretara cum este. Ce, și ceea ce am auzit de la ceea ce vorbea la telefon, ar fi zis că e mai bine să vorbească cu patologul. De acolo și era, zice, chiar mai bine că vorbesc atunci direct cu el. Dar patologul nu era venit decât, putea vorbi cu el decât mai peste o oră. La care doctorița a spus, uite, e peste o oră, dacă vrei, stai o oră pe aici, te îndrăzi prin spital pe aici, pe holul, pe așteptare, sau te duci acasă și zici, te reprogramezi din nou. Când am auzit din nou, mai stau să mai vin încă o dată, mai pierd vremea la spitale, că deja am făcut cărare pe aici. Zic, stau o oră, mă vor pe aici, zic și vedem după aceea. Dar zic, nu puteți să dați un telefon să-mi spuneți rezultatul. Nu, 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 zice, vreau să fie aici de față când după rezultat. Da? Priceput atunci, care e treaba. Cum stă și cum, care e protocolul lor. Și, am ieșit afară pe ori, mi-am zis, mai acum ce să fac oră? M-am pus pe un scaun acolo și mașina, stăteam și mă gândeam. Domnul mi-a dat o stare, exact cum mi-a zis doctorița înainte că s-a putea să fie cancer. Mi-a dat o stare de exact, așa mă simțeam pe scaun ca și un om care s-a fost dat deja verdictul de cancer. Deci ca și un om cu cancer, că mă așteptam la treaba aia, să-mi spună.
Și mai ales ora aia care a prelungit îndoielile că îi vine ceva, nu știu ce, și am zis, băi, imposibil să fie ceva bine, zic, da, cu voia Domnului poate va veni minunea. Și am stat pe scaun și am cugetat și Domnul mi-a dat o stare de, mă vedeam exact cu boala aia în mine și vedeam membrii familiei, vedeam pe soția mea, vedeam pe tata, pe mama, pe copiii mei, pe orice frate de aici și soră, pe care se uitau la tine, dar nu aveai ce să stau. Te compătineau, se uitau la tine, mulți se luau în brațe, dar puterile umane sunt limitate. Nu te poate ajuta cu nimic. Atunci când ai o boală, ca un cancer, ei te înțeleg, sunt mulți care te înțeleg, da? Nimeni nu te poate ajuta. N-are cu ce, fiindcă îi depășesc știința lor ca să te ajute, indiferent ce doctor ar fi. Nu poți să te ajute. Și stai și se uită la tine cum te stingi așa pe ce așteaptă să vină momentul care vine inevitabil. Acela că îți iei drumul tău, după aceea, ori întoarce. Și atunci mi-am dat seama că singura speranță care e Dumnezeu nostru. Amin. Deci singura scăpare care am văzut atunci este Domnul nostru, Iisus Hristos. Care la El poți să mergi și știi că te vine. Dacă El a spus asta și întotdeauna ai încredere în cuvântul Lui, așa este. Deci am zis, Doamne, zic, erau trei acum, ziceam, ori Domnul vă va vindeca imediat, ziceam în gândul meu, ori îmi va gândui o durere care să am boala asta în mine și până la urmă își va face el proslăvit numele, va face vindecare. Ori, asta e, zic, dacă Domnul o terminat zilele mele, o s-o sfârșit zilele mele și el s-o termina la mine, asta e, facă-se voia Lui. Dar eu atunci m-am pus întrebare, oare sunt pregătit? Și am zis, hai să-mi aduc celularul, că l-am uitat în mașină. Să-mi iau din mașină. Și nu mai am timp, oare, nu am mers până afară în parcare. Dacă multul nu au să știți o idee, o parcare cam la 5 după de mers pe jos sau 3 parcare. Și pe drum, mergând așa, am spus, Doamne, zic, facă-te voia ta, tu ești cel care ești, eu mă las în brațul tău. Și mâna ta, adică tu știu că, eu știu că tu nu mă lași niciodată. Și stăteam, dar totuși, firea omenească, intervine și stai cu îngrijorarea aia în tine, băi, dacă ar fi, dacă așa. După ce am trecut de starea aia și atunci Duhul Sfânt, Dumnezeu m-a vorbit de Duhul Sfânt și mi-a spus, nu te teme, eu sunt cu tine. Nu te teme. Din momentul ăla, m-am dus la mașină, am luat celularul meu, am venit înapoi, am intrat la doctor, eram ca și cum aș putea să-i dau bună ziua. Deci eu n-am mai avut starea de îngrijorare în mine, exact cum aș fi dus, zice, ce să zice, să ca și cum aș putea magazin să cumpăr ceva. Nu mai aveam și eu ăla de îngrijorare, că oare ce se întâmplă, oare ce verdict îmi dă, oare ce. Eram convins că Dumnezeu e cu mine. Și când m-a dus acolo, s-a uitat doctorița pe analiză, uite, a venit analizele, hai să spun. Cu toate niște urmări. Și ceea ce vă spun acum, repet cu cuvintele care le-a spus ea. Deci eu nu vreau să pun de la nimeni. A spus, wow! Ce? Așa ceva nu că era. Așa ceva e extrem de rar. Deci de obicei eu când trimit analizele, fiindcă sunt specialist chirurg și specialitatea mea e cancer de colon. Deci când trimit la analize așa ceva, zice, întotdeauna mi-a venit cu cancer. Zice, acum văd nu numai că și cel mai ceea ce n-am crezut eu, zice, am zis că chiar dacă nu este cancer, ceea ce nu credeam, o să te trimit la altul să te opereze, să scoată ceea ce, dar zice, nici aia nu fac, fiindcă nu-i nevoie. După analizele ți-o ieșit și ce-o trimis ei. Zice, dumneavoastră nu-i nevoie. Atunci m-am uitat și am zis, să fie de unul și a zis, eu știam. S-a uitat la mine mirată și doctorița, și tot spus și numele, doctorița Isabel Caie, chirurg la Sintă de la Sante. Puteți să o întrebați și pe ea. Și am zis, eu știam. Da,
la mine mirată și spune, da, zic, Domnule, nu vorbim. Și m-a asigurat că e cu mine. Și acolo unde priceperea și inteligența umană se oprește, de acolo El continuă mai departe. Trebuie să fie numele Lui. Amin. Ce să facem? Ea s-a bucurat, a zis că niciodată nu a văzut așa ceva. Zice, nici, poate zice la alți locuri să se fi întâmplat lucrul ăsta. Dar zice, la mine întotdeauna când am trimis la analiză așa ceva, a venit cu cancerul. O luam îmbrățișat, ea mai bucuroasă că nu. Doctorița, am îmbrățișat așa și de afară. Și am plecat. Dar înainte de asta am uitat să vă spun că dimineața când am făcut la rugăciune, am plecat să am rendezvous ăsta pentru rezultat. M-am pus în genunchi de pași, m-am rugat și am spus, Doamne, zic, nu știu, planul tău, zic, eu fac să voi ca oriunde așa. Fiindcă totdeauna știu ceea ce faci pentru mine, fac și cum. Și eu când faci pentru mine, întotdeauna înainte, eu nu dau înapoi. Oricare ar fi el. Și atunci când m-am ridicat de rugăciune, în partea cealaltă de pat, era un înger care se ruga. Când m-am ridicat capul, am văzut că a plecat acolo. Și era luminos, alb tot. Și când a ridicat-o mai stat o secundă, nu știu dacă o secundă s-a ridicat și a zis pe rău. Am văzut, băi, zic slavă Domnului, uite că semnele se arată. Și așa cum am spus, dacă fratele Mircea și aduce aminte azi bar, când am stat de povești și am spus sub vorbe care orice om poate să le înțeleagă. Nu vorbim între noi, că noi poate sunt lucruri care le spunem în limbajul nostru și le înțelegem. Dar dacă ieși afară la lumea, că unde a fost și orice unde a venit, dacă îi spui de Duhul Sfânt sau ceva, nu sunt mulți care nu pricep. Dar ceea ce vreau să spun, am spus că legământul care l-am făcut cu Dumnezeu, luând după mintea omenească, care e înțelesul tuturor, este cel mai reușit contract și afacere care ai făcut-o în viața ta. Și pentru viața de apoi. Nu numai pentru viața asta. Este un contract unde numai la El se poate ca El să dea tot, tu numai să primești partea cealaltă. Singura condiție care o avem ca să primim, știți care? Știți care va? Care e? Ca să fim. Să fim de acord să primim ceea ce ne dorim. Adică întotdeauna când suntem de acord și stăm deschiși în fața Lui să primim, El ne dă. Și pe patul de spital am văzut, eu eram, am avut un pic de tensiune, am avut și cu Buta, fratele Cornel. E? E, frate Cornel, vreau să spun că Dumnezeu m-a vindicat. Au fost, până acum, vremea aceasta, cum era rece, cum vine rece, întotdeauna avem două, trei frize de gută. Cei ce au știu, care problema e o durere. Nu insuportabilă, dar o durere de rău. Am fost vindecat de Dumnezeu de asta, am fost vindecat de eu nu mai au pastile de tensiune, nu mai au niciun medicament, care mi-a spus doctorii că pentru gută trebuie să-l iau toată viața mea. Eu nu l-am mai luat așa uitat de ei. Îți luni de zile de când am mai luat și n-am avut nicio criză. Omul de scurt, omul așa, înainte un bac cu șosete în picioare, pe rece, pe orice, imediat dacă eu pișcau un pic frigul, imediat aveam criză de gută și articulație, mă gândește și asta e. Și nu am mai avut nicio problemă. Cu niciun altă. Și acolo am spus, Doamne, Tu ești absolut. Tu nu ai margine. Și Tu când vindeci, nu vindeci numai una. Tu vindeci tot, fiindcă Tu ești Dumnezeu care vindecă de la A la Z. El nu se încurcă cu jumătăți de măsură, fiindcă jumătățile de măsură sunt lucrurile pământești. El face în măsură întreagă. Și pentru aceasta, am venit să spun această mărturie pentru că o fac în slava Domnului. Și pentru lauda Lui, fiindcă El lucrează în viețile noastre oricând. Și oricum, numai noi să fim deschiși și să avem ochi și credință ca să vedem în fiecare zi din Lui. Amin. Amin.